În al doilea tipar, de exemplu, aleg să următorul nivel, da? După mi-ar plăcea, aș vrea, mi-aș dori, da? Care e problema cu aceste afirmații? Sunt doar la nivel de dorință, da? Sunt doar la nivel de dorință, nu sunt la nivel de angajament, nu sunt la nivel de alegere. Nu sunt la acel nivel la care sunt create rezultatele, adică la nivelul disciplinei. Da? Pentru că rezultatele în viața noastră apar atunci când suntem disciplinați în a face, în a gândi într-un fel, în a simți într-un fel și în a face acele acțiuni care ne duc la rezultat. Fie că este vorba, dragilor, de un aspect din viața noastră personală, da? Fie că este vorba de un aspect din viața noastră profesională. Și spun lucrul acesta de multe ori și în cursurile mele, pentru că oamenii cred cumva că ar fi diferit, dar nu este diferit. Gândește-te, de exemplu, ce înseamnă să, nu știu, să ai un corp sănătos. Trebuie să-ți controlezi felul în care tu gândești, în care tu simți și în care tu acționezi, adică să ai grijă de corpul tău ca el să fie sănătos. Deci este tot nivelul disciplinei. Dacă vorbim de a crea o relație de cuplu fericită și împlinită, și aici vorbim tot de nivelul disciplinei, pentru că trebuie să te disciplinezi în a petrece timp cu partenerul, în a îi face complimente, în a-l încuraja, în a-l susține, în a crea momente de calitate, în a-l înțelege, în toate lucrurile acelea care sunt necesare, sunt ingredientele necesare pentru o relație de cuplu fericită și împlinită.